Îmi pare rău să întrerup, dar să știți că nu stau acum să lipesc videoclipurile. Sper că ați deschis această a doua parte și să ascultați continuarea. Spuneam că energia voastră este în căutarea stabilității. Și arbele și stejarul reprezintă stabilitate. Am zis mai devreme, dincolo de probleme. Probleme nori, apă, probleme emoționale, familiare. Însă, repet, renașteți și cineva vede cum renașteți, vede ce frumos și frumoase sunteți, că dacă voi nu vă vedeți așa, încă nu vă vedeți. Dar sunteți sunteți într-un lac, în emoții. Hai să vedem numărul 3 o dată, de două ori, de trei ori. Și am mai spus, înțelegeți, veți înțelege că stabilitatea, în pofida drumurilor pe care le faceți, stabilitatea este în voi. Nu în casa în care v-ați născut, nu în țara, în terenul, eu știu, în care v-ați născut. Poate nici o străinătate, nu știu, voi veți descoperi, dar ideea este că nu este musai într-un loc. Stabilitatea este în schimbare și în transformare continuă. Vedeți, aici este echilibru. Șase, echilibru, da? Între echilibru în voi, dragostea în voi, este între schimbare și transformare. Transformarea se întâmplă cu multe schimbări. Mai mulți de 5 aduc la 8. Da, interesant de ce chestii vin. Unii dintre voi mergeți. Wow, ce mesaj vine. Ceea ce creați în această perioadă va fi pentru unii. Sper să vă aduceți aminte. Vă va aduce stabilitate nu în anul acesta, în anul următor. Am amestecat, am amestecat ea. O dată, de două ori, de trei ori, numărul 3. Zece de bute. În trecut, în ultima vreme, multe, multe responsabilități. Aveți în cărcă multe, ați avut. Judecata, renașterea, pe care am văzut-o și aici, 20-20, da? Renașterea. Legate de iau de renașterea din niște aspecte care țin de străbunii voștri, de karma familiară, de ancestor, de cum vreți voi să le ziceți, și patru de cupe. Și din cauza asta, probabil că ați refuzat dragostea unii dintre voi sau ați amânat-o. Sau ați devenit mai selectiv, patru de cupe, pentru că ați trecut prin foarte multe, nu doar în familia voastră la job, ci și în relațiile personale, ați trecut prin foarte multe. Sunteți în proces de transformare, de renaștere, de ascensiune unii dintre voi. O să vedem ce înseamnă acest patru de cupe. Ia la capătul setului de cărți, trei de bâte. Drumuri, un nou început care vă poate aduce fericirea, vindecarea, dar trebuie asumat, trebuie riscat. Oricineva vrea să riște spre voi, bărbat, energie masculină, cineva vrea să riște, să vină spre voi, să riște, să se arunce în brațele voastre, să începeți ceva nou. În primul rând și în primul rând să vă vindecați. Sunteți tot ce și-au dorit. Până acum și-au dorit să le fie lor bine. Dar în preajma voastră, parcă, vedeți? Aici are brațele închise, aici deschise. În preajma voastră, parcă este altfel. Hai să clarificăm. 10 de gute. Dintre voi aveți de ales între un semn de apă și un semn de foc. Un semn de foc care poate să fie și rudă, nu contează, cunoștințe,
colegi, prieteni de familie, ce-o fi, care v-a adus mult, mult consum energetic. Și cu semnul de apă, nu știu, ori voi, ori ei nu ați marcat, eu știu, o oportunitate, o prietenie, o dragoste, nu ați. A trebuit să alegeți. Și cred că dintre cele două ați ales să vă concentrați pe ascensiunea voastră, că până la urmă e mai important. Restul se manifestă în funcție de timpul divin. Ia, clarificăm. Ce să clarifici dacă sari? Și tu sari? Ce se întâmplă? Regele de monede invers. Ați avut de-a face cu un personaj foarte zgârcit și concentrat pe bani. Dar închidem, punem la 10 de bătăni. Sau care nu avea stabilitate financiară. 10 de bâte. Clarificăm 10 de bâte. Poate nici voi n-ați avut stabilitate financiară și din cauza asta trebuie să trageți. Sau poate toate la un loc. 10 de bâte, valetul de cupe și regele de bâte. Da. Pentru unii poate să fie... Am zis, pentru unii dintre voi ați avut de-a face cu un semn de foc, imatur emoțional, emoțional, nu financiar, nu fizic, imatur emoțional, sau care avea un copil din cauza acelui copil, vi s-au pus și vouă în cărcă multe alte chestiuni. Iar, ce mai simt? Mai simt că v-ați consumat energetic într-o pasiune, între voi și cineva, o pasiune foarte mare. Dar în care s-a comunicat foarte mult, foarte puțin, vreau să zic, foarte puțin, ceea ce simțiți. Pasiunea, chimia era foarte puternică, dar exprimarea emoțională foarte puțină, foarte rară, să zic. Și vedeți, cu cât e focul mai mare și apa e mai mică, vedeți? Focul consumă, arde. Apa poate stinge focul sau poate, cum e la temperanță, să-l țină în echilibru. E nevoie de apă și de foc pentru ca o relație să fie în echilibru. Dar să fie în cantități egale, temperate. Aici s-a exprimat prea puțin emoțional, s-a exprimat, nu că nu s-ar fi simțit. Și v-ați consumat, pasiunea asta v-a consumat. Și la un moment dat ați considerat că e cazul să vă gândiți, să vă gândiți un pic ce să faceți. Da, pentru că s-au creat confuzii, griji, uite, asta temperanța despre care am vorbit. Poate că într-adevăr cineva era căsătorit sau poate cineva era mai evoluat spiritual decât celălalt. Eu știu. Judecata. Regina de monede. Da, ați vrut să vă concentrați pe aspectele care țin de stabilitate, de stabilitatea voastră financiară. E o carcasă aici. Da, să vă vindecați. Mai vedem ce înseamnă acest lucru. Să vă vindecați. 4 de cupe. De cupe. Sunt multe. Iar 10 de bute. Chestiuni din cauza acestor responsabilități. Ați blocat un început cu cineva interesant. Cineva care era la distanță. Lăsăm așa? Lăsăm așa? Hai, nu le, că poate mai avem nevoile. Deci a fost un început. Posibil. Se putea începe ceva cu cineva la distanță. Cu care ați comunicat online sau care venea de la drum și totuși s-a blocat acest început din cauza grijilor, responsabilităților sau acestui personaj de foc, posibil narcisist, acasă, în familia voastră, a lor, nu știu care familie, dar e o familie. 4 de cupe, mai dăm o carte. O dată. Adică nu. Bun. Maxim 2.
4 de cupe. Iar 4, tot casa, gândiți prea mult la casă, la stabilitate. Haide, o carte pentru 4 de cupe, te rugăm frumos. Hai, te pupă mama. Iată. 3 de băte și regele de spade. Am zis lumea, am văzut lumea mai devreme. 3 de băte confirmă distanța dintre voi și cineva. Și din cauza acelei distanțe nu s-a putut comunica suficient de bine. Nu s-au putut, da, a fost chimia, interesant, dar putea să aibă chiar legătură cu acest, pentru că aici văd lipsa comunicării, comunicare destul de puțină sau imatură emoțional și aici regele de spade care este foarte sobru, foarte rece. Pasiune este, da, a fost. Dar aici e chestiunea, dacă e distanță între voi, că am văzut lumea și 3 de bâte și 8 de bâte, posibil că acest personaj să mai aibă și alte preocupări, responsabilități acolo, vreun copil, vreo soție, vreo ceva, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu obligatoriu la toată lumea. Cine știe că e la distanță, nu se poate exprima în totalitatea, eu știu, capacității sale mentale, emoționale, eventual. Eventual. Scuzați în scaunul care scârție. Dar această dragoste se va transforma, această situație. Dragoste, vorbeam de dragoste, nu știu, apare o dragoste. Sunteți puși să alegeți, interesant. Oh, wow. Într-o dragoste secretă, poate, și o altă dragoste care e provocată, chemată la transformare. Eventual, poate să fie una și aceeași poveste. Dacă până acum cei doi nu au comunicat suficient, pentru că Marea Preoteasă nu vorbește foarte mult, au comunicat telepatic, este cazul să învățați, să vă transformați relația și să comunicați mai mult și să vă manifestați și fizic, eventual. În fine, hai să vedem. În continuare, iar am făcut un tip cu să vedem. O dată, de două ori, de trei ori în prezent. Regina de cupe apare, da, dragoste. Și eremitul, tăcerea, interesant. Pești, rac, pești, nu, fecioară, rac, fecioară, pești, fecioară, scorpion, eventual. Dar, dragoste este cu regina de cupe, dar e tăcere, eremitul. Din cauza distanței, din cauza că cineva trebuie să înțeleagă, regele de spade, să înțeleagă ce simte, nu doar atracția fizică, ce simte. Vedem. Artistul, frumos, turnul, deja suntem pe vibrația 2023. Asul de cupe, ce frumos! Într-un mod neașteptat vine dragostea. Personajul acesta care n-a arătat, regele de spade, vedeți? Cred că va comunica din dragoste, într-un mod neașteptat. Cu alte cuvinte, într-un mod neașteptat, ceea ce ați creat, artistul creează. Și aveți 23, interesant. 2023. Mai, ce frumos mesaj! Dacă sunteți artiști ca mine, ceea ce ați creat în trecut începe să se manifeste în prezent. Să știți că anul ăsta poate să fie șocant de interesant și de bun pentru unii. Pentru unii care au știut ce au făcut în trecut. O să vă vorbesc despre anul ăsta. The Artist. Ideea este că unii dintre voi înțelegeți că 2 și cu 3, 5. 5! Și ce înseamnă creativitate. Puteți, prin creativitate, să schimbați atmosfera asta încărcată. Chiar dacă e arzătoare, chiar dacă e pasionară, chiar dacă e epuizantă, prin creativitate puteți. Și regele de bute foarte creativ.
Poate să fie energia voastră în care trebuie să vă implicați creativ în viața de zi cu zi, ca să găsiți soluții la responsabilități, la, eu știu, povestea pe care o trăiți, toate, da? Într-un mod creativ. Turnul, vedem ce înseamnă neașteptatul acesta, poate să fie o trezire a cuiva, a dragoste. Vă îndrăgostiți brusc sau cineva se îndrăgostește brusc sau cineva exprimă? Vedem. Hai să vedem. Ia, la capătul setului de cărți, 9 de cupe. Regina de spade. Regele și regina de spade. Păi acest personaj era glacial pentru că așa era învățat să fie așa. Așa a avut în preajmă oameni. Printre opțiunile sale, asta a avut. Hai să clarificăm artistul, clarifică-ne artistul în prezent. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți ca mine, vreți să faceți artă în prezent și faceți artă pentru că aveți niște idei trăsnet. Și făcând artă vă vindecați, evident, art, terapie, terapie cu voi înșivă. Nu contează ce formă de artă. Pentru unii poate vine într-un mod neașteptat un artist în viața voastră și vă îndrăgostiți sau vă oferă ceva. Emoții. Că de fapt asta fac artiștii, oferă emoții. Celor care sunt mai sobri și nu vor să recunoască latura lor emoțională, au refuzat dragostea. Interesant. Cei care au refuzat dragostea până acum vor să fie copleșise dragoste. Artistul. Ah, sunt multe cărți. Am văzut sute monede. Veți materializa ceva, o formă de artă care vă aduce bani, un proiect artistic, un proiect asup de monede, poate să fie un job, poate să fie un proiect care vă aduce bani. Dar fiți creativ în rezolvarea problemelor voastre. Ia. Șapte de cupe. Visați, nu știu, din punctul meu de vedere visați. Pentru că numai visând puteți materializa. Ca să puteți alege, la un moment dat trebuie să vă proiectați în viitor, eu așa văd, dar mai vedem. Turnul. Turnul 2 de băte. Exact ce vorbeam. Wow, ce pasiune nebună. Ați zis, a fost o pasiune obsedantă între voi și cineva. Diavolul și regina de băte. Dar pe care ați blocat-o. A fost o aventură, o pasiune. Nu dacă a fost și aventură, dar pasiune, chimie teribilă între voi și cineva. Dar ați blocat-o. Și va trebui să alegeți. Ați blocat-o probabil într-un mod neașteptat, din dorința de a renaște, de a vă concentra pe stabilitate. Dar în această perioadă, probabil că va veni o idee. Trăsnetul ăsta, turnul ăsta este o idee. Ce să alegeți? Că am început cu doi de bâte. Ce să alegeți? Ori voi, ori persoana aceasta față de care ați simțit această atracție, poate persoana aceasta lasă, interesant, lasă falsa stabilitate și îndrăznește. 3 și cu 1, 4 să creeze o altă stabilitate pe alte fundamente, să zicem. Ia asul de cupe. Asul de cupe, clarificăm. O să mai clarific și șapte de cupe. Asul de cupe, clarificăm asul de cupe. Regele de cupe invers. Regele de cupe care în invers este extrem de emoțional. Nu este echilibrat emoțional, este extrem de emoțional. Că regele de cupe arată doar puțin din oceanul emoțiilor sale. Nu știu, aș zice mai degrabă un tsunami, interesant, tsunami de emoții din partea cuiva care vrea să manifeste fericire, dragoste, comunicare, tot ce știe omul mai bine, vrea să o adreze zero cu voi. Ia uite, e ghidat de această pasiune și nu doar de pasiune, e ghidat și de înger, să știți. Ține la voi. Și vrea să vină în șase de spade să comunice, are cavalerul de cupe. Interesant, șase de cupe, ce că i-a fost dor. A rămas cartea de atunci, invers. I-a fost dor, ok. Deci la asul de cupe au venit foarte multe cărți. Marcaj în foc, în gemeni, în semne de apă, marcaj.
Și dacă nu gemeni, poate să fie și fecioară. Vedeți cărțile, dragii mei, așa. Aici. Ia uitați ce aici. Ia uitați. Regele de cupe care simte, dar atât de mult că nu mai poate să conțină. În el dă pe din afară. Asul de cupe, un început, o împăcare cu acest personaj care nu v-a arătat. Eventual e o oportunitate pierdută la un moment dat cândva de iubire din cauza responsabilităților. Poate personajul a avut responsabilități acasă, cu soție, cu o mamă, cu la la la. Poate și voi, poate că ambii. Și acest as de cupe nu s-a putut manifesta în trecut, se manifestă acum în prezent. Asta pentru că ați manifestat, artistul manifestă, dragii mei, ați visat, ați spus pe hârtie, ați desenat, ați scris poezie, ați scris romane, ați scris intenții și încep să se materializeze, aș spune, să se manifeste. Pentru unii dintre voi puteți să aveți un succes. Aveți multe opțiuni să faceți artă, să creați. Să fiți creativi, multe variante, multe idei. Dar trebuie să alegeți. Ideea trăsnet. Acum am deviat de la poveste de dragoste la altceva. Ideea trăsnet, care va duce succes. Manifesta succes. Dar pentru alții este și dorința cuiva de a comunica cât de fericit, fericite cu voi. Că simte de nu mai poate, Și vrea să înceapă ceva nou, magicianul, dar mai dăm pe 2 de bâte, totuși, și pe 7 de cupe. Hai, nu, 7 de cupe. Clarificăm, 7 de cupe. Ați visat, la un moment dat ați visat în momentele voastre de separare, că turnul înseamnă și o separare, ați visat unul la altul. Probabil că... Dar cineva a ascuns că i-a fost dor, 7 de spade, a fugit, a ascuns că i-a fost dor. Poate a ascuns și un doliu, nu știu, și veți comunica cât de singur s-au simțit, fără voi. Steaua. Fără voi. Care le aduceți vindecare și... Mai dăm o carte pe 7 de cupe. Mai dăm o carte pe 7 de cupe. 7 de cupe. Asta? Îndrăgostiți. Ați visat unul la celălalt, asta e clar. Dar trebuie să alegeți între această dragoste și opțiuni. Poate și acest personaj, că am zis că e chimie, că a fost chimie. Dacă mai avea o mamă, o soție sau alte chestiuni, trebuie să aleagă. Dar, repet, nu alegeți doar, nu aleg doar ei, alegeți și voi. Interesant e că la capătul setelui de cărți apare împărăteasa. Și vorbim de îndrăgostiți, de împărăteasă, de femeia divină, de magicianul care s-a trezit la varianta sa divină, bărbatul divin și soarele. Cineva vrea, da. Ia uite, exact acest personaj, 4 de cupe, 4 de cupe. Care nu v-a arătat. Nu v-a arătat. Poate nu v-a arătat că era într-un doliu. Poate nu v-a arătat că era într-un anume tip de pierdere emoțională, fizică, eu știu, financiară. Și ați pierdut ocazia. Nu s-a manifestat dragostea. Repet, din cauza distanței apare iar lumea. Dar acest personaj va vrea să muncească, să creeze abundență și să muncească să fie cu voi. Se bucură de dragostea, dragostea, beauty, beauty, frumusețe, dragoste. 2 de bâte. Poate 2 personaje, nu știu, iar posibil și asta. 2 de bâte, 2 de spade, asul de bâte. Aici este. Un moment de decizii. Decizii foarte importante în această perioadă, foarte importante. Dar ce veți alege? În primul rând veți bloca orice situație care vă pune într-o instabilitate, să zic. Veți alege să manifestați ceva nou. Clar.
Dacă au fost oameni care au fost între voi și alte personaje, doi de bâte, vă separați, îi blocați și manifestați ceva nou. Eventual, poate ei. Poate ei sunt cei care, într-un mod neașteptat, se separă de relațiile karmice, de persoanele materialiste, de mama, de tata, de eu știu mai cine, soția, de nu știu cine. Nu vreau să vă creez impresii sau iluzii, dar posibil pentru unii să fie separarea lor. Pentru că acesta este într-un turn și am văzut și mai devreme, dați în urmă, chiar de la început, videoclipul, primul videoclip. Acest bărbat este într-un turn. Are o relație legată, stabilă și una care îndeamnă la explorare. Ia uite, soare. Un ocean de emoție în fața acestei noi oportunități. Care cred că este cu voi. Pentru asta trebuie să se separe de persoanele, să se dezrădăcineze, cum aș spune, dacă avem un stejar, să se dezrădăcineze, să înțeleagă că stabilitatea este în noi, în ei. Și interesant, aici sunt două personaje, un copil și o broască țestoasă, amândoi sunt în mișcare, în continuă transformare, că de fapt asta e viața, ciclurile vieții, da? Nimic nu ne garantează stabilitatea, este o iluzie. Și ne înțelege acest lucru, blochează această, să zic, indecizie și ia hotărârea finală, să înceapă ceva nou. Repet, puteți să fiți voi sau un personaj din viața voastră. Dar ceva nou se manifestă și cu magicianul se confirmă. Și vor fi emoții, asul de cupe și lacrimi, emoții, lacrimi, da? Și multă, multă fericire. Nu știu, prezentul acesta cât va, cum se va manifesta, dar așa arată cărțile. Hai să vedem. Viitor. O dată. O două ori. O trei ori. Cavalerul de cupe. Va fi comunicare. Emoțională. Romantică. Cineva vine și vă face o declarație cu magicianul. Declarație. Puterea. Ce interesant. Doi oameni puternici împreună. Cavalerul de bâte. Da? Inițiați. Luați hotărârea. Și mergeți să o cuceriți. O manifestați. O puneți în practică. Și șase de bâte. Ce frumos. Cineva vrea victorie și va avea victorie. Eu aș spune că sunteți și voi, dar trecând peste faptul că voi muncind atât în transformarea voastră și în ce aveți voi de realizat, veți căpăta un curaj, nu știu cum, ce și cum, că ați început cu 10 de bâte care este epuizant, cu renașterea și terminați cu victorie. Wow! Wow! Doi oameni victorioși, am zis. Doi oameni pe cai, ce frumos, doi oameni pe cai, asta înseamnă un soi de faetonul condus de două persoane. Da, frumos. Și aici puterea sunt două persoane puternice. Masculin și feminin. Apropo, și aici la 8, tot două persoane, da? Femeia e copilul și în loc de leu este broasca țestoasă. Doi oameni foarte puternici care vor avea succes împreună. Care ar fi aceea? Surprise! Pentru că este turnul. Puteți să vă gândiți la cineva și să fie altcineva pentru că este unexpected. Eventual, puteți să aveți succes cu ambele persoane. Dacă sunt două persoane, să aveți succes cu ambele persoane. Dar trebuie să alegeți totuși. La capătul setului de cărți. Ia uite. Ce nebunie. Marele preot, regina de bâte și diavolul. Deci acest consum despre care am vorbit chiar de la început, această chimie, nebunie care e între voi, se vrea materializată într-o relație stabilă. 5, începe cu 5, o dragoste, repede, dragoste care trece prin nori, prin probleme, prin separări, prin
distanță prin la-la-la povești, romane, filme. Da? Și se vrea stabilizată, nu musai ca loc, cât printr-o conexiune foarte profundă. Ia uitați, puterea. Ia uitați. Stabilitatea. Iar ancupul, da? Lebăda este simbol masculin. Împreună aveți darul manifestării. Manifestați o nouă lume. O nouă lume, interesant, poate sunt desfăcări gemene și aveți ceva de făcut împreună la nivel colectiv. Cum? Veți trăi și veți vedea. Foarte interesant ce a făcut. Foarte, foarte. A meritat separarea, da? Să fie al doilea videoclip. Am senzația că această etalare e altfel decât celelalte două. Alt vibe. Clarificăm puterea. Ai, 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 6 de bâte. Veți avea bani, dacă veți avea succes ca artiști, unii dintre voi, dacă aveți opțiuni și veți avea o colaborare cu cineva care vă va, interesant, cineva puternic. Poate să fie aici o colaborare și aici o dragoste, poate și asta, un proiect la mijloc, nu știu. Sunt multe, vedeți? E, repet, tarotul e versatil și nu vreau să vă creez scenarii. Dar pentru unii, poate că un artist visează să colaboreze cu voi. Vă vede altfel, vă vede. Vede că puteți să faceți ceva important împreună. Să aveți parte de bani, de succes, să fiți generoși, să fiți... Care-i termenul? Care-i cuvântul? Să faceți acte de caritate? Dacă veți avea succes. Însă, asta e un potențial. Dacă va trebui să, da, unii dintre voi trebuie să alegeți între două persoane. Eu cred că o să alegeți personajul care e mai puternic, nu știu. Cavalerul de bâte. Odată. Ia cu 9 de cupe. Păi, personajul ăsta, dacă cineva vine în viața voastră, va vrea să vă cucerească. Pentru că sunteți, iau, 9 și cu 1, 10. Sunteți tot ce și-au dorit. Moartea. Îi vindecați. Moartea înseamnă transformare. Moartea suferinței. A grijilor, a tensiunilor. Interesant. Pentru bani, pentru, eu știu. Și dragostea asta care e ținută în secret. Cred că acest personaj vrea să lase în urmă ceva. În fine. Trecând peste personaje, sunteți și voi aici. Sunteți voi plini de curaj, cu iubire față de voi înșivă și hotărâți să vă cuceriți destinul, să mergeți către misiunea voastră, către împlinirea, eu știu, cupelor, ce mai vreți voi să împliniți. 6 de bâte. Extra, mai dar ce număr aveți, mai ce număr. 6 de bute și împărăteasa? Dacă vin ei la voi, dacă sunteți femei divine, veți avea parte de succes financiar, de creștere, nu știu în cât timp e în viitor. Mare grijă cu aventura, să nu se lasă și cu vreun copilaj pentru cine nu vrea, protejați-vă. Acușica, da, cineva vrea să vă cucerească, femeilor divine. Dacă e vorba doar de voi, voi vreți să vă cuceriți pe voi înșivă, să vă descoperiți potențialul, am zis, să aveți mult potențial artistic. Poate că ați rezonat cu ce am zis eu ieri, în videoclipul de ieri, că am zis că simt nevoia să fac mai mult, să manifest mai mult, am multe opțiuni. Acușica, va fi succes, veți avea succes. Oricum va fi dragoste. Merge, eu zic că, ia uite, regina de cupe iar. Tot aici. Tot aici, într-o altă variantă. Mergeți către dragoste. Ce frumos, ce mă bucur.
Sper că ați ascultat a doua parte. Ar fi păcat să pierdeți cei mai frumoase mesaj strângeri pentru numărul 3. Însă, ceva șocant va fi în această perioadă, să nu uitați de turn și nu uitați de artist. Artistul care are puterea de a schimba, de a manifesta. Cu alte cuvinte, dintre toate visele, visurile, ideile, iluziile pe care le aveți, voi sunteți singurii, artiștii suntem, da? Singurii care le pun în practică. Și uite, așa se deschid noi căi. 2-2, portaluri de manifestare. Manifestare a succesului, a, eu știu, luminii, a trezirii, a abundenței. Și repet, astfel de cupe înseamnă și vindecare, dar va fi o comunicare cu cineva, nu știu cine. Sau poate știți, sau poate nu știți. Este șocantă. Turnul este shocking, Asia. Vai, dragostea în dură 4 și cu 3, cât înseamnă? Înseamnă un pic cu dragostea în... 1 Corinteni cu 13. Apropo de norii ăștia prin care trece, eu știu, stejarul ca să crească norii prin care trece, domnule, furtunile prin care trece, da? Sau dragostea trece prin, eu știu, situații neplăcute și crește din ce în ce mai puternică, da? Îndură. Dar nu că îndurați toate tâmpenile, scuzați-mi expresia, nu, e altfel de creștere matură, asumată, în lumină, în trezire, soarele și turnul în prezent. Măi, doamnelor și domnilor, asta nu-i trezire a voastră, a altora, asul de cupe. Voi practicați compasiunea 15. Dacă au fost oameni toxici, oameni care n-au știut ce vor din viață, iertați. Aveți credință. Ia uite. Eventual trebuie să iertați pe cineva care vrea să vă demonstreze dragostea. Dar până una alta, demonstrați dragoste față de voi, că voi aveți putere interioară. Da? Trebuie să iertați, trebuie să aveți credință, să aveți compasiune. Asta înseamnă dragostea aia superbă, adevărată. Dar, repet, dragostea îndură, dragoste față de voi înșivă, nu înseamnă să acceptați toate imaturitățile și toate prostiile. Hai, mă luăm o carte, ea 4 și cu 3. Posibil că treceți prin niște furtuni în relație cu sufletul vostru pereche. Am senzația că cineva pentru unii dintre voi va face o dedicație muzicală, o declarație muzicală. Dar fi doritor să exprim dragoste. 44, iar un cuplu foarte puternic chiar de aici. 8, un cuplu puternic. Manifestați un cuplu puternic, dragii mei. Asta e clar. Manifestați un cuplu foarte puternic. Și acționați ca și când partenerul este aici. Chiar dacă nu sunteți încă împreună. Artistul 7 de cupe, dați în urmă și ascultați. Și voi și ei. Vă manifestați unul pe celălalt. Foarte interesant. Și foarte frumos, iată. Țineți-vă mintea clară. Nu intrați în confuzie. Una e să aveți opțiuni, eu știu, de manifestare, de creație. Și alta e să fiți în confuzie și în iluzii și în vise de-astea care vă dărâmă. Da, intrați în față și conduceți. Asta e ce am văzut mai devreme. Dați în urmă asul de bâte, cavalerul de bâte, 6 de bâte. Sunt conducători. Își conduc viața. Iacă. Ce asta? Da, concentrați-vă la divinitate și fiți... Am plâns episodul. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau.